Hello Neighbor 2 continuă evenimentele primului joc, unde protagonistul numit Quentin, un jurnalist local, pornește o investigație în legătură cu Theodore Peterson, după ce numeroși copii ai orașului, printre care Maya și Aaron, copiii lui Peterson, au fost dați dispăruți. Deoarece se temeau de el, majoritatea locuitorilor orașului îl evitau pe Peterson, însă Quentin își găsește curajul în speranța de a descoperi adevărul și începe să investigheze casele oamenilor pentru a găsi indicii și dovezi care să-l ajute în deslușirea misterului. Dacă îți plac aceste episoade, lasă un like, dacă încă nu ești abonat, te invit să te abonezi și de asemenea poți lua în considerare sprijinirea canalului prin butonul de join pentru a viziona aceste videoclipuri în avans. Acțiunea începe cu jurnalistul Quentin, care a sosit în orașul Raven Brooks, oprindu-se în fața casei domnului Peterson pentru a-l spiona. La un moment dat, Quentin aude gălăgie și îl observă pe Peterson încercând să-l tragă cu forța înapoi în casă pe fiul său, Aaron. După ce a reușit să facă câteva fotografii ca dovadă, Quentin este observat de Theodore, care se apropie amenințător de mașină și îi sparge geamul cu o lopată, moment în care protagonistul se panichează și fuge. În timp ce conduce, o figură ciudată care apăruse pe mijlocul drumului îl sperie pe Quentin, care virează brusc, izbindu-se de un hamar din apropiere care aparținea domnului Peterson. Jurnalistul reușește să supraviețuiască accidentului și scapă din hamar, însă la ieșire este întâmpinat de Theodore, care îl pune la pământ, iar mai apoi șterge pozele din aparatul foto, distrugând astfel toate dovezile care arătau că îl ține captiv pe fiul său în subsol, asta după ce l-a declarat autorităților ca fiind dispărut. Theodore încă încearcă să protejeze unicul membru al familiei pe care îl mai are, ținându-l astfel ascuns în subsol cu scopul de a-l feri de eventuale pericole. În dimineața următoare, Quentin se trezește într-un birou al firmei Raven Brooks Banner, având capul bandajat și neamintindu-și nimic din ce s-a întâmplat noaptea trecută. El descoperă apoi că poliția a sosit la casa Peterson, însă acesta a dispărut. Decizând să continue investigația, el ajunge la casa lui Theodore, care este acum păzită de un polițist pe nume Kit, care se pare că nu este în relații bune cu jurnalistul. Quentin reușește să se strecoare în casă și ajunge la subsol, unde găsește multe afișe care anunțau dispariția celor doi copii, precum și un articol de ziar despre închiderea muzeului local Raven Brooks, lucru care oferă lui Quentin indiciul către locul unde domnul Peterson s-ar putea ascunde. În timp ce se pregătea să plece, Quentin este lovit de un avion de hârtie confecționat din unul dintre afișele dispariției lui Aaron. Pe spatele avionului este scris un strigăt de ajutor, iar un șir de mai multe avioane îl conduc pe Quentin direct la muzeu. Ajungând la muzeu, protagonistul începe să exploreze și descoperă lopata lui Peterson, cu care a fost atacat la începutul jocului, dar și cu care Theodore și-a îngropat fiica. Quentin începe brusc să se simtă amețit și leșină, trezindu-se apoi din nou în birou, având de asemenea coșmaruri cu domnul Peterson, care îl urmărește. Quentin observă pe imaginile de pe camerele de supraveghere o discuție între Kid și cofetara orașului Gerda. Suspicios, jurnalistul decide să investigheze cofetăria și descoperă că Gerda era în posesia una dintre cheile muzeului, care fusese furată. Tot în acea seară, Quentin se reîntoarce la muzeu, deschizând ușa cu cheia pe care a găsit-o anterior. Acolo îl găsește pe domnul Peterson, care se ascundea de poliție până când ancheta acestora ar fi luat sfârșit. Protagonistul explorează mai mult muzeul și găsește fotografia de familia lui Theodore, moment în care îi se declanșează un alt coșmar. După ce se trezește pentru a treia oară în birou, Quentin descoperă că imaginile de pe camerele de supraveghere s-au schimbat din nou. De data aceasta îl arată pe domnul Otto, taximetristul local, care a îngropat un obiect ciudat în curtea sa. Jurnalistul se duce să-l investigheze, găsind un safe îngropat în interiorul căruia se află încă o cheie a muzeului. În acea noapte, Quentin se întoarce din nou la muzeu,
iar după ce are un alt coșmar, el se trezește pentru a patra oară în birou, unde camerele de supraveghere îl afișează pe primarul din Ravenbrooks, care învârte o roată ciudată în dormitorul său. Mergând imediat să investigheze, Quentin învârte roata, lucru care duce la deschiderea unei uși ascunse în perete, unde se află biroul primarului și unde Quentin găsește ultima cheie a muzeului. Întorcându-se la muzeu, Quentin se furișează pe lângă domnul Peterson și rezolvă puzzle-urile din acel loc, adunând toate capetele de animale pentru a debloca ușa de la mansardă. Acolo găsește o celulă de închisoare, loc unde Aaron a fost ținut în tot acest timp. Temător fiind, Aaron decide să aibă încredere în jurnalist, în momentul în care acesta îi arată avionul de hârtie. În timp ce erau pe cale să evadeze, domnul Peterson își face apariția și îl închide pe Quentin în celulă, protagonistul făcându-i semnul lui Aaron să fugă. Peterson se duce după fiul său, lucru care îi câștigă timpul lui Quentin ca să găsească o cale de evadare din celulă. El reușește să evadeze și îl găsește apoi pe Aaron, care se ascundea sub una dintre exponatele muzeului. Pe când se pregăteau să plece, Peterson apare, însă în timp ce gonea către ei, o statuie care a târnat din tavan se desprinde brusc și cade peste domnul Peterson. Aaron, îngrozit fiind, aleargă către tatăl său și îl îmbrățișează, ignorând insistențele jurnalistului de a pleca cu el. În ciuda faptelor domnului Peterson, Aaron încă are o conexiune puternică cu tatăl său, alegând să rămână cu el indiferent de ce s-ar întâmpla. Atunci când Quentin încearcă să ajungă la Aaron, o umbră misterioasă apare în spatele său și îl pune la pământ. În timp ce este târât afară de personajul necunoscut, Quentin leșină, iar Peterson îi aruncă o ultimă privire furioasă, după care jocul se încheie. Finalul este destul de ambigu și ne oferă mai multe întrebări decât răspunsuri, care probabil se vor concretiza în Hello Neighbor 3. Umbra din final poate fi un alter ego al domnului Peterson care îl apără, dar îl și bântuie pentru că, așa cum știm din partea întâi, Theodore Peterson are un trecut dureros, fiind tulburat de pierderea propriei sale familii. Atât Nicky Roth din prima parte a jocului, cât și jurnalistul Quentin au încercat să se pună cu domnul Peterson, ajungând să trăiască momente de confuzie și să fie tulburați de nenumăratele coșmaruri în care acesta îi urmărește. În finalul acestui episod, vreau să mulțumesc membrilor Hitman Hammer MC7, Gabriel Cătălin și Blood Moon. Eu am fost Sorin și ne auzim data viitoare la un nou episod, Jocuri de Poveste.